Bună ziua! Invitat astăzi în studioul Puterea Știrilor este fostul candidat la prezidențiale, domnul Teodor Paleologu. Bună ziua, domnule Paleologu, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, cu mare plăcere! Suntem la sfârșit de 2019, un an în care s-au întâmplat multe, un an în care ați candidat la prezidențiale și ați luat un scor chiar peste partidul pe care l-ați reprezentat. Cum a fost acest an pentru dumneavoastră și cât de mult s-a schimbat viața dumneavoastră în acest an? Păi, foarte important pentru mine în 2019 a fost centenarul tatălui meu, Alexandru Paleologu, născut în martie 1919, și ne-am apucat să reedităm cărțile lui. Chiar ieri am luat de la monitorul oficial cel de-al doilea volum pe care l-am republicat, și anume Spiritul și Litera, a apărut în condiții minunate. Vom continua și la anul cu restul de cărți. Am făcut multe cursuri despre tatăl meu, deci pentru mine cea mai mare parte din anul 2019 se singularizează prin aceste evenimente legate de centenarul Alexandru Paleologu. Cireașa de pe tort, într-adevăr, a fost candidatura mea neprevăzută. De ce neprevăzută? Pentru că nu mă așteptam, da? Până pe data de 10 iulie nici nu mă gândisem la așa ceva. Și, după cum știți, mi-am anunțat candidatura pe 25 august, destul de târziu totuși, chiar foarte târziu pentru o candidatură la prezidențiale, și totuși în contextul ăsta consider că am avut un scor mai mult decât onorabil, PMP-ul fiind un partid totuși destul de mic, nu zic viguros, după cum știm, dar nu e un partid care să concureze cu adevărat cu PNL-ul și PSD-ul, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că președintele Iohannis avea un avantaj din start pe care l-a utilizat cât a putut mai mult. Campania mai devreme. Da, cu un an jumate înainte, era candidatul anunțat de PNL din timp, plus că a avut posibilitatea să se poziționeze ca fiind candidatul anti-PSD. Ceea ce, sigur, pentru cei care au memorie, e destul de ciudat, pentru că el a fost candidatul PSD-ului la funcția de prim-ministru în 2009. A avut o colaborare foarte strânsă cu PSD-ul în trecut, chiar și pe vremea lui Adrian Năstase. Da, lumea nu are memorie foarte lungă și sigur că între două rele îl alegi pe cel mai mic. Deși și formula asta trebuie revizuită, pentru că răul mai mic nu e neapărat mic. Adică? Da, alegi între două rele mari, dar consider că unul e mai mare decât celălalt. Și evident că Viorica Dăncilă reprezenta o reală catastrofă pentru țara noastră și a fost o catastrofă ca prim-ministru. Deci spuneți că din nou a fost un vot anti-PSD. Da, a mai avut un vot anti-PSD la prezidențiale, păi da, Victor Ponta. Da, puțin, de fiecare dată în turul 2 se pune problema pe cine vrei să elimini. Așa cum am spus mereu, în primul tur alegi, în al doilea tur elimini. Se poate întâmpla ca în al doilea tur să-ți și placă într-o anumită măsură persoana care a rămas în cursă. Nu e cazul de data asta, cel puțin pentru mine și pentru foarte multă lume, nu e vorba de așa ceva. De-al minteri, participarea a fost foarte scăzută, sub 50% pentru alegeri prezidențiale este foarte puțin. Dumneavoastră, cu cine ați votat în turul 2? Păi, am spus și înainte că votez anti-Dăncilă. Deci ați votat Claus Iohannis. Da, dar fără niciun fel de entuziasm, știind exact la ce mă pot aștepta pentru următorii 5 ani și consider că e important să nu minți electoratul, să nu spui oamenilor că cel pe care îl votezi este bun. Nu, nu e bun. Îl votez, dar vă previn că vor urma 5 ani de stagnare, 5 ani de oportunități pe care tot le vom rata în continuare, adică vom avea cam ce am avut și în ultimii 5 ani.
Dar cât de grea a fost trecerea aceasta la candidat, iată, din partea unui partid, la alegerile prezidențiale? O noutate și pentru dumneavoastră. Sigur, evident că o noutate. Prima dată când mi se întâmplă acest lucru. V-ați mai am timp, mult am 46 de ani, mai am mult. Da, sigur că da. Și probabil nu aș fi candidat, așa cum am spus-o de mai multe ori. Dacă exista un alt candidat de dreapta, pe care să-l admir, cine știe, dar care să mi se pară plauzibil. Ori nu mi se părea plauzibil niciun candidat zis de dreapta. În primul rând, Dan Barna nu e de dreapta. Trebuie spus lucrul ăsta. Iar Iohannis nu prea e ceva anume. Adică nu spune, nu poți să-l situezi undeva, pentru că nu prea știi ce gândește, nu exprimă puncte de vedere. Dan Barna nu e un candidat de dreapta? Nu e de dreapta. E, așa ce cum am spus, este un OZN post-ideologic. Adică nici el nu știe prea bine unde se situează. Sigur, poate că va avea o evoluție către centru-dreapta. E de dorit, de-al mintere, acest lucru, de dorit ca USR-ul să aibă o asemenea evoluție. Însă unele poziționări ale lui Dan Barna îl situează, cel puțin din punct de vedere societal și cultural, la stânga. Sigur că pe plan economic are și unele puncte de vedere liberale, dar nu toate, că sunt puncte din programul economic al USR-ului care nu sunt deloc liberale. Dimpotrivă, sunt măsuri care țin de o viziune a redistribuirii mai degrabă social-democrată. Care a fost cel mai greu moment pentru dumneavoastră în campanie? Să știți că nu m-am gândit. Nu cred că a fost o situație cu care v-ați confruntat, o situație dificilă? Situația cea mai dificilă s-a consumat chiar aici, tot în dialog cu dumneavoastră. E vorba de ziua în care a murit un colaborator de-al nostru. Cred că era chiar cu o săptămână înainte de primul tur, parcă mi-am Nu mai știu exact, nu, ceva mai mult, vreo două săptămâni. Și murise cu câteva minute, cred că vreo jumătate de oră, înainte de a ne întâlni. Da, și într-adevăr am fost foarte, foarte afectat de această pierdere. Vă spun de că am doi prieteni de-ai mei, au murit în septembrie și octombrie. Da? Deci astea sunt lucruri care m-au marcat. Dar dincolo de asta, cred că am făcut față. Dar dacă ar fi să trageți linia acum și să facem câteva concluzii, să punctăm câteva concluzii în campania pe care ați desfășurat-o pentru prezidențiale. Ce care fel de concluzii? Concluzii că foarte multă lume confundă alegerile cu jocurile de noroc. Și anume, votez pentru cel despre care crezi că va câștiga. Votăm cu cel care are șanse. Ori asta este o mare greșeală. Înseamnă să confunzi alegerile cu păcănelele. Nu e același lucru. Nu votezi în primul tur cu cel care are mai multe șanse, ci votezi cu cel care te reprezintă mai bine. Care crezi că poate fi mai bun pentru România, care crezi că are valori pe care le recunoște. Eu nu cred că președintele Iohannis se identifică cu un ansamblu de valori. Dar nici nu știm ce gândește, că nu vorbește, nu spune mai nimic niciodată. Și atunci e greu să spui că lumea a votat pentru ceva. Au votat pentru un om despre care credeau că are șanse. Atâta numai că lucrul ăsta se dovedește, de fapt, un pariu pierzător. Da? Pentru că tot votând cu oameni despre care credem că au șanse, de fapt ne furăm șansele noastre. Asta e o primă concluzie, destul de dezagreabilă, poate. Multă lume confundă alegerile cu jocurile de noroc. O a doua concluzie foarte importantă, dar nu e o noutate, este că din 92 încoace n-au intrat în turul 2 decât cei susținuți de principalele partide. Ori partidele românești sunt mecanisme de antiselecție. Da? Realmente de antiselecție. Și cu cât e un partid mai mare, cu atâta produce catastrofe mai mari. Partidele mari, în partidele mari, mecanismul de antiselecție este absolut sistematic. Deci spuneți că partidele noi nu prea au șanse.
Partidele mai mici au șanse să producă din când în când candidați mai buni, pentru că ele luptă pentru supraviețuire. Și atunci această presiune le scoate din rutina obișnuită. Partidele mari, gen PSD, PNL, nu sunt scoase de nimic din rutina obișnuită, nimic nu le provoacă gândirea. Da? Și un efort intelectual, da? Niciun efort intelectual în aceste partide mari, care sunt un fel de mlaștini statute, da? Care nu pot produce altceva decât ce vedem. Nu. Problema este însă că din 92 până în 2019, întotdeauna am avut în turul 2 reprezentantul unuia dintre partidele mari. Eventual cu excepția lui Vadim, în 2000, numai că atunci PRM-ul s-a situat, după cum știți, pe locul 2. Deci este o lege de oțel a politicii românești, și anume că nu avem de ales decât dintre candidații marilor partide. Iar marile partide nu pot produce decât așa ceva. Iar al doilea tur din 2019 este de-a dreptul rușinos. De ce? Este rușinos pentru inteligența acestui popor să aibă de ales între Iohannis și Dăncilă. E pur și simplu degradant. Cum mai, adică cum ne raportăm la noi ca un popor inteligent? Păi, era vechiul președinte, da, și premierul țării. Sigur că da. Și asta spune totul despre această țară. O țară în care președintele e așa și... Cum e președintele? Nu vreau să fiu răutăcios în continuare, adică să spun adevăruri, de fapt. Nu, n-are rost. Am spus destule adevăruri în lunile trecute, lasă să vadă lumea în continuare dacă e atât de bucuroasă lumea cu Iohannis, dar nu cred că e vorba de bucurie. Repet, participarea a fost sub 50%, voturile anulate au fost foarte numeroase. E un președinte care, deși a fost ales cu 66%, are o mare problemă de legitimitate, de fapt. Chiar dacă scorul a fost foarte mare, pentru că e un scor foarte mare de vot negativ, da? De respingere categorică a tot ce reprezenta Viorica Dăncilă. Dar eu nu mă aștept ca președintele Iohannis să facă mare brânză, adică nu cred că a învățat ceva din eșecul din 2014-2016. E foarte posibil ca la alegerile din toamnă să ne trezim din nou cu un PSD în poziție de forță. Dacă ar fi să o luați acum de la capăt, ați mai candidat? Da, sigur că da, mai accepta? Evident că da, da. Categoric da. A fost o experiență pe care ați repeta-o și la anul? Mă refer aici la alegerile prezidențiale. Sunt alegeri locale și am înțeles că domnul președinte, Traian Băsescu, v-a propus așa eventuală candidatură la primăria capitalei. Înțeleg perfect logica lui Traian Băsescu. E vorba de rezultatele pe care le-am obținut în București. Sunt aproape 10%. În zonele centrale ale Bucureștiului, peste 20% din voturi. Deci e un soclu foarte important, mai în orașele mari și în special în București. La asta se adaugă sondaje făcute în ultima vreme, care într-adevăr mă situează în jur de 10% și sunt la egalitate cu Nicu Șordan, de fapt puțin peste Nicu Șordan, în materie de opinii favorabile. Deci nu vreau să intru în detaliile acestui sondaj, pentru că oricum, așa cum am spus în repetate rânduri, politica nu se face doar cu sondaje. Da, e un sondaj intern al PNL-ului. Da, și asta va fi evident confirmat, va fi probabil confirmat și de sondajele făcute de PNL, de USR în viitorul apropiat. Asta e una, dar repet, dacă e un candidat mai potrivit pentru primărie, cu dragă inimă îl susțin. Pentru că de ce nu pe dumneavoastră? Nu, pentru că eu am activitățile mele, nu pot sacrifica atât de mult timp și atât de mulți bani. Decât dacă într-adevăr nu se poate altfel. Da? Eu chiar sunt foarte onest atunci când spun că aș prefera să scap de acest de acest pahar. Da? Mai bine să nu e am o povară? De băut. Da, evident că da. Dar
dacă nu există altă variantă, dar eu cred că există alte variante. Cum ar fi? Ce variantă? Nicu Șordan. Dar nu trebuie PMP-ul să aibă și un candidat ba propriu? Da, eu cred că PMP-ul trebuie să intre într-o coaliție. Eu cred că avem nevoie de o coaliție. Avem nevoie de o coaliție în București. Ideal ar fi să avem candidați comuni, PNL, USR, PMP plus, ca toate cele patru partide să aibă candidați comuni în București, eventual și liste comune sau nu, dar cel puțin candidați comuni la primării. Asta ar fi de dorit. Partea proastă e că atât în PNL cât și în USR există o anumită patologie de grup, care pe mine nu mă surprinde, pentru că în partide se delirează împreună. Ambele partide suferă de beția succesului și fiecare se raportează la rezultatul care îl avantajează. Useriștii se referă la rezultatul de la europarlamentare, peneliștii se referă la rezultatele de la prezidențiale, ei uitând că e vorba, de fapt, despre alegeri locale, cu o altă dinamică, o altă logică. Bine ar fi să avem o coaliție largă, toate partidele acestea să fie împreună, să susțină candidați comuni. Asta fie că avem alegeri într-un tur, fie că avem alegeri în două tururi de scrutin. Asta ar fi de dorit, asta ar cere înțelepciunea politică minimală. Dar știu cu ce berbeci avem de-a face și e puțin probabil să se întâmple acest lucru. Însă eu voi milita pentru o cauză care poate e imposibilă pe termen scurt, dar este esențial să susținem o coaliție cât mai largă. Și atâta cât vor să mă asculte, îi voi sfătui pe amicii din PMP să adopte o asemenea strategie de largă coaliție pentru alegerile locale. În București, evident, dar nu numai în București, în toată țara. Dar cu președintele Traian Băsescu ați vorbit după această... A, sigur că da, ne-am văzut la Zagreb, la congresul Partidului Popular European. Și ați spus și dumnealui varianta aceasta de candidat comun, cum are acționat? Păi, nu, n-am discutat în mod special despre asta, dar cred că își dă seama și dânsul că asta ar trebui să avem în București. Este, vă așteptați să fie PSD la fel de puternic în 2020? PSD-ul nu e slab, din păcate. Adică are un soclu electoral pe care nu-l putem ignora. Știu că în aceste ultime alegeri și-au manifestat unii speranța că PSD-ul e la pământ. De fapt, nu speranța, analiza lor era... contrariu. Da, niște prostii consternante. Am citit, da, din partea unor intelectuali respectați de unii, care spuneau că trebuie scos PSD-ul din turul 2, că în felul ăsta dispare PSD-ul. Cum să dispară PSD-ul? Asta e o utopie, o pură utopie. Sunt oameni care n-au minimă cultură politică și își dau cu părerea despre politica țării, totuși luând dorințele lor drept realitate. Iar guvernul Orban are toate șansele să aducă PSD-ul din nou destul de sus. Dar, în egală măsură, avem istoria PRM-ului, care a fost un partid puternic, a intrat la prezidențial în turul 2 și acum a ajuns un partid de... Nu, nu. PRM-ul era un partid centrat în jurul unei persoane, și anume Corneliu Vadim Tudor. PRM-ul n-a fost un partid care să fie asumat responsabilități guvernamentale. Singurul moment în care au avut responsabilități guvernamentale a fost guvernul Văcăroiu, în care au avut câțiva secretari de stat. Atât. În rest, PRM-ul nu a fost un partid care să fie exercitat puterea în România. A fost deci, acel moment, 2000, care se explică pe fondul prăbușirii lui Emil Constantinescu și a Convenției Democrate. De ce exclus ca PSD-ul să aibă aceeași soartă? Nu prea văd. În viitorul apropiat nu există nicio șansă să se întâmple așa ceva. Și își revine hidra PSD-istă, își revine. Nu, îi tai un cap, cresc alte două capete în loc. Plus că mai e un lucru. S-a dovedit că se poate mereu mai rău.
la PSD, da? Că s-a putut mai rău decât Adrian Năstase, după aia mai rău decât Mircea Joană și așa mai departe. Acum ne uităm poate cu nostalgie la figuri precum Mircea Joană sau Adrian Năstase, în comparație cu Victor Ponta, cu Dragnea, cu Viorica Dăncilă și cu alte persoane de genul ăsta. Gabriela Firea. Se împlinesc 30 de ani de la Revoluție, un moment care a marcat România. Cât de mult s-a schimbat țara noastră după foarte 30 mult. De ani de la Revoluție? Nu, foarte mult și în bine. Atâta că, numai că schimbările în bine au fost foarte mult frânate de clasa politică. În primul rând FSN-ul și Iliescu au frânat România. Da? Sunt 7 ani pierduți. Sau, mă rog, nu chiar pierdut, dar timp pierdut în primii 7 ani. Dar a scăzut calitatea clasei politice? Aici, sigur că există tendința de a spune da, a scăzut foarte mult, dar pe de altă parte, rolul funest al lui Ion Iliescu este fără egal. Este omul care a făcut cel mai mult rău după 90. De altfel, nu e de mirare, el fiind un leninist de veche școală, format la Moscova, anume pentru a face jocurile unei puteri străine în România. Da, deci să nu uităm că acest om a fost cu totul 11 ani în fruntea României. Sigur că în al doilea mandat, în 2000-2004, n-a mai fost în poziția de a face tot atât de mult rău cât a făcut în perioada 89-2006. 96, pardon. Sigur că există o degradare a clasei politice, dar una peste alta e mai puțin nocivă decât clasa politică dominată de comuniști din anii 90. Totuși, comuniștii ăștia au mai dispărut. Sigur că unii dintre ei aveau competențe. Cosmâncă, Hrebenciuc, adică se pricepeau la ceva. Partea e proastă că se pricepeau la făcut rău. Acum avem pur și simplu nepricepuți. Nepricepuții sunt adesea mai puțin nocivi decât pricepuții care se pricep la rău. Ce vă amintiți din acea perioadă? Cum a fost un moment care v-a marcat? În 89? Păi încă din noiembrie, de la Congresul al 14-lea, așteptam să se întâmple ceva. Era o atmosferă foarte grea în oraș. Așteptam ca în orice moment să izbucnească ceva. Eram convins că se va prăbuși comunismul și în România. Și am auzit imediat de evenimentele de la Timișoara. Ascultam Europa Liberă de mai multe ori pe zi. La 6 dimineața deja ascultam Europa Liberă înainte de a merge la școală. Eram la curent cu tot ce se întâmpla și în zilele de dinainte de 21 decembrie mă întâlneam cu colegi de-ai surorii mele, care mai în vârstă, da, cu studenți, care erau toți foarte agitați și se întrebau ce e de făcut. Iar pe 21 decembrie s-au adunat la noi acasă, culmea chiar în camera mea, unde am birou acum, mai mulți intelectuali, care până atunci fuseseră foarte fricoși. Le era frică să facă ceva. Tatăl meu făcuse ceva în 89, se solidarizase cu Mircea Dinescu, era scriitor interzis, dacă nu aveți cum să țineți minte, dar poate ați auzit. Și pe 21 decembrie, până și intelectuali care erau mult mai fricoși s-au adunat la noi pentru a semna un text care să denunțe cele ce se întâmplau atunci. Numai că la ora 12 și 25, cred, adică, sau 20, nu mai n-aș ști să spun exact, m-a sunat sora mea de la un telefon public și mi-a spus: Toate, vino cât mai repede, cu cât mai multă lume în piața Palatului. Am înțeles imediat despre ce e vorba și am fugit pe scări, am luat-o pe scări în jos, împreună cu Stelian Tănase. Și după aia ne-am despărțit. Stelian se întâlnase, cred că s-a dus direct în piața Palatului. Eu m-am dus la actorul Ștefan Radov și împreună cu el, cu soția lui, am mers la Revoluție. Da? Și eu mi-aduc aminte de momentul în care am călcat în picioare pe stradă un tablou de-a lui Ceaușescu. Da? A fost un moment de eliberare. Da? Nu îndrăzneam
până atunci să fac așa ceva în public. Sigur că în casă făceam cu toții tot felul de lucruri. Puneam poza lui Ceaușescu din scânteia pe fundul gunoiului, lucruri de genul ăsta, da? Dar atunci am avut curajul prima dată să calc în picioare pe stradă portretul lui Ceaușescu. Da? Și asta era cândva pe la ora 1 fără ceva, pe 21 decembrie. Un alt lucru, mă rog, și atunci am stat în piață, după aceea m-am dus acasă, am revenit, seara am revenit. Dar vă așteptați să escaladeze? Da, da, categoric, da. Ne așteptam să se întâmple lucrul ăsta și eram convins că se va produce într-un mod violent. Pentru că Ceaușescu nu era dispus să facă niciun fel de compromis. Era evident lucrul ăsta, da? În toate celelalte țări comuniste, liderii erau mai deschiși către compromis. Și Honecker, și fără a mai vorbi de liderii comuniști maghiari, care au fost cei mai inteligenți, Gyula Horn, Nemeth și așa mai departe. Astea sunt nume care probabil nu vă spun multe, dar pentru noi atunci reprezentau enorm. În fiecare zi la radio, la Radio Europa Liberă, auzeam despre ce se întâmpla în Ungaria, în Cehoslovacia, în Polonia și numele acestor oameni reprezentau foarte mult pentru noi. Și evident, Gorbaciov, fără Gorbaciov nu s-ar fi întâmplat tot ce s-a întâmplat în Europa de Est. Știm că avem un dosar deschis de foarte mult timp, încă nu avem o soluție finală. Cum e posibil, după 30 de ani, să nu avem un vinovat care să plătească pentru tot ceea ce s-a întâmplat? Sunt mai mulți vinovați. În primul rând, marele vinovat e Ceaușescu. Și tot ce era sub el. Da? Pentru că această baie de sânge a fost provocată de prostia regimului Ceaușescu. Dar regimul Ceaușescu era un regim al prostiei instituționalizate. Și asta a dus, de fapt, la dezastru, da? La baia de sânge din decembrie 89. Și, evident, apoi sunt cei care au făcut dublu joc, tot felul de securiști, nomenclaturiști de rangul 2, care au profitat de explozia populară pentru a pune ei mâna pe putere. Numai că existau toate aceste relații de, mă rog, compromisuri, de, mă rog, complicități, care au făcut că, de fapt, adevărurile despre decembrie 89 au fost ținute sub obroc de Iliescu și de oamenii lui Iliescu. Dar oamenii lui Iliescu sunt parte tot oamenii lui Ceaușescu, adică urmașii, vorbim de Partidul Comunist transformat. Dacă PSD-ul, mă rog, FSN-ul, FDSN-ul, apoi PDSR-ul și PSD-ul, astea sunt partidele care de fapt continuă cel mai mult PCR-ul. Da? Sigur că a existat sub chipul PRM-ului o reprezentare politică a tendinței securisto-naționaliste din regimul Ceaușescu. Dar filonul principal și-a continuat existența în FSN, FDSN, PDSR și PSD. Care, de altfel, și acum se vede din unele manifestări ale unor fruntași PSD filonul pecerist. Cu siguranță am avea multe de discutat și de dezbătut pe acest subiect. Din păcate, timpul nu ne mai oferă această oportunitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag de la anul într-o nouă ediție. Cu cea mai mare plăcere și la mulți ani! Vă mulțumim!